mai dădea jos de pe scenă. Cătălin, să nu creadă! Aplauze pentru Hara! Noi am vrut să-i dăm jos de pe scenă, am văzut cât de mult v-ați distrat, v-ați simțit bine! Extraordinar! V-am văzut cum ați dansat, v-am urmărit, a fost minunat! Normal că a fost minunat, pentru că și noi stăm acolo și ne mai uităm așa și trebuie să dansează. Programul este foarte strâns în această noapte, pentru că ne apropiem, mulți artiști ne apropiem de miezul nopții. Și avem și foc de artificii la miezul nopții, foc de artificii, care o să fie văzut de toți bucureștenii, pentru că este singurul revelion în aer liber din București. Primăria sectorului 3 a organizat acest revelion sub genericul Noaptea Albă a Dorințelor. Așadar, și ne dorim ca dorințele dumneavoastră să se împlinească. Adică dorințele să devină realitate și asta nu ai nevoie de PIN, de totul, pentru că dacă vă gândiți foarte puternic, se îndeplinește, nu-i așa, Oana? Cu siguranță! Eu îmi doresc foarte puternic. S-a simțit ce ți-ai dorit. Ai văzut, din suflet mi-am dorit, da? Îmi doresc foarte puternic să urce o trupă ce-mi place foarte tare pe scenă în această seară, să cânte live așa cum au făcut toți cei care au venit aici. Deci am văzut că te-ai și pregătit pentru ritmuri. Ia, pentru că îmi place foarte tare ce fac oamenii ăștia, iar trupa se numește... Nu spunem. Spunem doar că ne place. Da, și mai spunem că mai vine și Zoli. Sigur că da. Vine și Fly Project. Normal, Fly Project. Mai are și artificii. Care nu a mai fost în București.